Eu v-am mai spus-o dumneavoastră odată de mult, cred că cu riscul de a mă repeta, trebuie să înțelegem ce fel de credință vrea Dumnezeu și aici aș vrea să vă fac pe dumneavoastră atenți, să faceți diferența între ce înseamnă credința și forma falsă a credinței pe care o practicăm deseori noi, sau forma sterilă, sau dacă vreți, forma evitativă, sau forma teoretică. Ce înseamnă credința după adâncimea de har? Spune Iisus Hristos, credeți voi că eu pot face acestea? Și orbii au răspuns lui Iisus, da, Doamne, Tu poți face acestea. Și ia ca să vedem o idee de genul acesta, cam cum lucrează Dumnezeu. O mănăstire izolată de fecioare, câteva maici din astea mai bătrâne, câteva mai tinere, trăiau undeva într-un loc izolat și un hoț a pus gând la tot ce era bun în biserică. Icoane, vase de slujbă, care întotdeauna sunt ori din argint, ori din aur, că așa se dă lui Dumnezeu. Au mai ochit ei pe acolo, pe la muzeul mănăstirii, câteva lucruri vechi de patrimoniu, care puteau fi furate și valorificate, și a zis hoțul, să vezi tu cum le scot eu la astea călugăria din cap și cum le scot eu credința din cap, să vezi ce pățesc ele cu mine. Și a vorbit cu alți 2-3 tâlhari, care să stea de veche, când a dat el semnalul. Și el a furat de la un pusnic rasa și Evanghelia și epitrafirul și crucea și molitfelnicul și potcapul și centura și îmbrăcămințele călugărești. Purta barbă că era deja bandit și nu era preocupat de problema bărbii, să o îngrijească. S-a îmbrăcat și a bătut în poarta mănăstirii și a zis așa. Domnul m-a trimis să binevestesc. Călugărița de la poartă, care era paznicul mănăstirii, a spus, așteaptă preacucernice pusnice să vină Maica Stariță, că la noi e o rânduială. N-aș vrea să vă obosesc, să vă concentrez, și aș vrea să vă decompensez, să o fac scurtă și la obiect. L-au trecut prin foarte multe filtre, care fiind de problema, în care de fiecare dată hoțul auzea aceeași expresie. La noi este o rânduială. Când l-au dus să se închine în biserică, l-au pus să se închine după o rânduială, el nebunea, el abia aștepta să fie lăsat la camera de protocol, să poată să dea semnalul la hoț, să le deschidă noaptea poarta, să vină să batjocoiască maicile, să prade mănăstirea și să plece, să le arate lor că credința în Dumnezeu e apă de ploaie. Lucrurile din târgu s-au potrivit cu cele de acasă. L-a dus pe hoț la sala de mese, au pus legume să mănânce de la fripturi și de la hărci frit, de la para focului, la legume și pesmezi, vă dați seama că n-avea nicio tangență, dar amesteca că n-avea control. Și toată lumea se pleca în fața lui cu mărinimie, cerea cuvinte de folos și tot spunea, așa este rânduiala la noi, așa trebuie să faceți rugăciunea de masă, așa trebuie să vă așezați la masă, așa trebuie să faceți cutare, așa trebuie să răspundeți la cutare. El nu știa nimic, el n-avea nicio treabă cu cele bisericești. Dar era ofticat mereu că starița spunea, la noi este o rânduială. Și iată, lucrurile s-au complicat tocmai în rânduială. Când credea el că le-a învins pe toate și le-a terminat, a intervenit Harul lui Dumnezeu, și am să vă explic de ce v-am spus și istorioara și povestea cu Harul, și în clipa aceea vine stareța în cap și spune așa, Părinte Pusnic, la noi este o rânduială. Iată, o rânduială. Când vine un musafir cu înaltă trăire și cu adâncă smerenie și cu formare duhovnicească de pustie, la noi maicile sunt obligate să-i spele picioarele și să le sărute. Și el în sinea lui a zis, ce proaste sunt, au să-mi sărute mie picioarele. Ele habar n-au cine sunt eu, nu știu că la noapte pot să le iau bere gata la toate. Iedii când să pleacă în fața mea ca niște sclave. Maicile spălau picioarele pusnicului hoț, le sărutau și plecau fiecare la treaba lor. Când creia el că a scăpat și s-a terminat, stareța îi spune, la noi mai este o rânduială. Când vine un oaspete de mare marcă și de mare înălțime, aducem toți bolnavii mănăstirii de la bolniță și pe cei neputincioși să bea din apa din care s-a spălat pusnicul. Și aici a intervenit Dumnezeu.
A venit prima maică paralizată, dusă pe targă și când a băut apă s-a vindecat și a plecat sănătoasă și s-a plecat acestuia venind o luată dusă cu targa, a plecat pe picioarele ei mulțumind Dumnezeu. El a înghețat din vârful degetelor până în vârful capului și a înlemnit. Și a dat seama că acolo e Dumnezeu. A venit alta care avea o mână uscată și când a băgat-o în apă s-a vindecat. A venit alta care era oarbă, când a dat la ochi a început să vadă. A venit alta care era mută și când a băut din apă a început să vorbească. Dar în clipa aceea a vorbit și îngerul la urechi. Nemernic, ticălos ce ești. Acestea sunt adevărate mirese ale lui Hristos. Cum ai crezut că poți plângări locașul lui Dumnezeu? Ori din ceea ce vezi te pocăiești, ori dacă nu acum pe loc vei muri. Și el a început să tremure tot și starița i-a spus, nu vă sfiiți prea cuvioase, nu vă sfiiți. Darul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu. Numai el a rânduit asemenea mari minuni cum nu s-a mai văzut decât în Sfintele Scripturi. Și el a înghețat și mai tare. Și atunci îngerul i-a șoptit, Dumnezeu întreabă, te pocăiești sau ia sufletul tău? Și el spunea în gând, în conștiință, mă pocăiesc, mă pocăiesc. Și îngerul îi suflă la urechi. Dacă vrei să scapi, ia-ți acum angajamentul că te duci la pusnicul la care ai furat toate acaleturile călugărești și te faci ucenic și rămâi acolo în pustie și te lași de hoție și înveți și pe cei pe care i-ai pregătit să-și bată joc de mănăstire să-ți povestești ce ai făcut tu. Dacă nu, acum mori. Și el iarăși spunea în conștiință, da, vreau să scap, vreau să mă pocăiesc. Dacă vrei să te pocăiești, Dumnezeu îți poruncește. Uite cum se face într-o mănăstire când îi semn Dumnezeu. Ridică mâna sus și zic către Maica Stareță așa, am o vestire. Și el te va întreba despre ce e vorba. Îngerul îi dicta în cap. E o problemă în pustie și nu mai pot dormi în seara asta la voi. Trebuie să plec urgent înapoi în pustie să rezolvăm o problemă de duh. Bineînțeles, maicele s-au îmbrăcat toate cu rase, cu mantii, au tras clope de lui și cu prapă, cu Evanghelia, cu soborul, l-au petrecut până la poartă, toate au făcut metanile, era terminat, era, vă dați seama ce înseamnă mustrarea lui Dumnezeu și trezirea lui Dumnezeu din surduș, din mutul prost, care venise în casa lui Dumnezeu cu gând de batjoc. Când a ieșit pe poartă, a întins-o direct la pusnicul din pustie și i-a povestit tot ce s-a întâmplat. Și ce îi spune pusnicul? Tu știi că stareța acelei mănăstiri este prietenă cu Dumnezeu. Ei se întâlnesc în rugăciune în cer deseori și i-a ajuns la stările cele înalte. Cum ai îndrăznit tu un ticălos și un nemernic plin de patim și mizerabil să te ducă mintea la o asemenea la un asemenea lucru, la care el spune cu neputință, nici n-am știut vreodată că există așa ceva. Ei, deci când noi nu știm nimic despre Dumnezeu, nu știm nimic despre credință, nu știm nimic despre Evanghelie, nu știm nimic despre Scriptură, nu știm nimic despre tainele lui Dumnezeu, să nu ne mai dăm mari ortodoxi sau să folosim noi expresia, las că știu ce ești cu ortodoxia, las că știu ce ești cu credința, las că știu ce ești cu preoții, las că știu ce ești cu Dumnezeu. Ceea ce vezi tu este mizeria umană din tine și mizeria umană din ei. Ceea ce e dincolo de har și de lucrare, aia vede numai Îngerul și Duhul Sfânt. Ei, și la toate atrocitățile care le vedem noi în lumea toată, suferințe, copii flămânzi, copii bolnavi, copii morți, copii nenorociți, copii necăjiți, alea toate sunt în mâna lui Dumnezeu, dar sunt îngăduite spre a fi mai amarnică judecata de apoi a celor care au puterea în loc să facă bombe de miliarde de dolari și euro, ar fi putut face fântâni și culturi agricole sau irigate. Sau acelora care ar fi putut lucra pâinea pe pământ, că li s-a dat înțelepciunea, sau ca și-au fabricat ce armament ca să se ucidă oamenii între ei. Dar pentru toate acestea se va da socoteală. Spune până și gândurile voastre vor fi cântărite și vor fi judecate, iar în ziua aceea toată dreptatea, toată dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu va fi ca o cârpă levădată. Când tu umpli tomberonul cu gunoaie,
cu pâine, cu resturi, cu mâncare și arunci, ai prea mult și altul moare de foame și tu nu te gândești să-i întinzi o coajă de pâine pentru ce ai arunc, nu pentru ce ai mâncat, te judecă. Ce intră în gură nu spurcă pe om. Ceea ce iese din el spurcă pe om. Vei da socoteală de ceea ce ai aruncat, nu de ceea ce ai mâncat. Nu-l va interesa vreodată Dumnezeu că tu ai mâncat carne în post sau ai băut lapte în post. Îl va interesa pe Dumnezeu de ce cel de lângă tine, cum spune acolo în Evanghelia bogatului nemilostiv, până și câinii nu se puteau învrednici de la fărmăturile ce cădeau de la masa bogatului, lingeau bubele lui Lazar, așa erau de flămânți și dihănile maidaneze. Ei, toate acestea la un loc cumulate ne arată că noi nu avem credință. Și când vedem că cuiva îi se întâmplă câte ceva, să ne aducem aminte din istorioara aceasta că omul nu este în rânduiala cea creștină. Dacă ai fi în rânduiala cea creștină și mă întreabă câteodată cineva, Părinte, dar toată viața trebuie să te rogi? Dar eu zic că n-ai nevoie de Dumnezeu. Eu zic că nu există înger păzitor. Eu zic că Sfânta Treime coboară din tron și spune gata, lumea e de capul ei. Eu zic că îmi pleacă Dumnezeu la mare și spune faceți diavolul ce vreți voi pe pământ. Nu. În fiecare zi, ne spune Apostolul Pavel, privegheați și vă rugați că nu știți clipa și ceasul în care vine Fiul omului. De clipa și de ceasul acela nu știu nici îngerii, nici fiul, ci numai Tatăl. Și fericită este sluga pe care o va afla priveghind și nevrednică este pe care o va afla renevindu-se. Deci noi care trecem prin traume, prin necazuri și prin suferințe. Deci suferințele nu se atribuie lui Dumnezeu, ci necredinței oamenilor și dacă ne uităm în jurul nostru cât antibombardament fără Dumnezeu și în afară de Dumnezeu și gata cu Dumnezeu vedem în jurul nostru, chiar ne putem pune întrebarea dacă secolul 21 va sfârși creștin sau deloc. Deci, în momentul în care noi credem că râdem de Dumnezeu, râde Dumnezeu de noi și a râs Dumnezeu de dânsii și a zis, de m-ar fi ascultat Israel pe mine și ar fi umblat în cărările mele, într-un nimic aș fi smerit pe vrăjmașilor, dar i-am lăsat pe ei, spune Catisma, în deșertăciunea minților, după izvodirea minților, deși puteam să hrănesc cu miere și cu grâu din piatră, ne spune Psalmul.